Bun găsit, sunt Carmen Avram. L-ați întâlnit în premieră acum 5 ani. L-am numit atunci supra-omul, pentru că e unic pe pământ. De mic a fost orb, surd și mut. Nimeni în jur nu-i dădea o șansă la viață normală. Și totuși, acest om a reușit să răstoarne verdicte și să uimească specialiști din toată lumea. Nu numai că a învățat să vorbească, dar e capabil de lucruri ieșite din comun. Recunoaște orice stradă după miros și oamenii după o strângere de mână. Măsoară viteza unui vehicul cu palma și poate comunica în 5 limbi străine. Recent, Vasile Adamescu și-a mai depășit odată condiția și a scris autobiografia. Și pentru că l-am reîntâlnit, am ținut neapărat să împlinim și noi unul dintre cele mai mari vise. Undeva în adâncul apelor există organisme care trăiesc fără vedere și fără auz, folosindu-se de alte simțuri. Deși e greu de crezut, există și oameni care trăiesc la fel. Cei mai mulți dintre ei sunt condamnați pe viață, dar din când în când, câte unul își depășește uluitor condiția și devine supraom. Ce înseamnă albastru? N-au cunoscut culoarea aia, ca și n-au făcut o păsăreva cu mâna. El este Vasile Adamescu și, dacă ați închide ochii și v-ați astupa urechile, tot n-ați reuși să înțelegeți cum arată lumea lui. Cum să-ți imaginezi ceva ce n-ai văzut și n-ai auzit niciodată? Chiar în liniște perfectă și întuneric absolut, memoria va sări în ajutor, invocând imagini și sunete cunoscute. El însă nu are în memorie nicio imagine și niciun sunet. Și totuși a reușit să reconstruiască fidel lumea în care trăiește. Cu mâinile plânge, cu mâinile râde, cu mâinile evadează din tăcere. Dar, deși în continuare orb și surd, a reușit să nu mai fie mut. Înțelegeți ce vă scriu eu? Da, cu mânec, cu răsane. Și cădeau în pana mea, iar răspund fără van pute să mă scrie să-ți pe altă pere să-ți ale corpul Pentru foarte mulți, inclusiv cercetători în domeniu, performanța lui e un miracol. Copiii învață să vorbească de la adulți, imitându-i. Dar el, cum ar fi putut să copieze pe cineva dacă de prunc n-a văzut și n-a auzit niciodată? Și astfel, lipsit de comunicare, nu era capabil nici să gândească. Știam. Diferența dintre afecte și afecte. Era, spune Vasile Adamescu, cea mai neevoluată specie de pe pământ. Animalele, oricât de mici, au instincte și se manifestă ca atare. El nu putea nici atât, pentru că nu înțelegea ce este, cine este. Nu știa nici măcar că e orfan, că era crescut de o bunică. Cum să explici asta unui copil care nu vede și nu aude? N-a știut nici ce îi se întâmplă când, la 11 ani, a fost urcat în trenul de Cluj și dus la o școală internat pentru nevăzători. Așa a fost drumul care m-a schimbat viața și m-a adus spre una stare.
La început, nici profesorii nu știau cum să le duce. Nu mai întâlniseră un asemenea caz. Ceilalți colegi erau și ei nevăzători, dar nu și surzi. Pe atunci, în lume, era cunoscut un singur caz de umanizare și demutizare a unui copil orb și surd, americanca Helen Keller. Dar ea era considerată o excepție irepetabilă. I am not dumb. No. Din fericire, a avut și Vasile Adamescu o stea norocoasă. A întâlnit probabil unicul om din România care a avut curajul să încerce imposibilul. Înainte să se stingă, profesoara Florica Sandu a cerut ca pe piatra ei funerară să fie lăsat un spațiu pe care să poată fi trecut și mesajul de rămas bun al lui Vasile Adamescu, cea mai mare împlinire a vieții ei. Doar că el nici până astăzi n-a reușit să găsească acele cuvinte care ar putea descrie exact cât de mult îi datorează fostei profesoare, o femeie dârză, curajoasă și creativă, care a reușit să demutizeze și astfel să transforme în om sălbatica ființă care era pe atunci Vasile Adamescu. Mai întâi, l-a dresat pur și simplu să asocieze foamea și setea cu anumite gesturi. Când am răsătă, ce să stuun măr la gură. Seamănă pe purtă și am răsătă la gură. Înseamnă că am răsătă. Apoi l-a ajutat să pronunțe primul sunet. Mă luat mâna și mă pusă pe purtă. Și de fiecare dată când îl învăța un sunet nou, îi arăta și semnul care îi corespunde. Nu știa că se numesc litere și nici la ce folosesc ele, dar a înțeles cumva că fiecare semn desenat în palmă putea fi transpus într-o vibrație, dacă ține buzele și limba într-un fel sau altul. Unele sunete i-au creat însă dificultăți. De exemplu, litera I nu o distingea de E, de U și a fost o împrejurare fericită faptul că într-o zi, jucându-se cu el, colegii mei, început să-l tragă de urechi. Și el atunci a scos un sunet, i, adică instinctiv, de durere. Și atunci chiar am remarcat, zic, uite-mă că-l spune pe ei, clar. Apoi, profesoara i-a arătat cum să lege sunetele ca să formeze cuvinte. Câteva imagini înregistrate în acele vremuri surprind procesul de educare a tânărului Adamescu. Florica Sandu a trebuit să-i explice mai întâi ce e acela un cuvânt și la ce folosește el. Părăm un cuvânt pe care l-am învățat. A fost apa profesoara de scăț trăvânatul, iar am seamăzit apa cu răgânii. A făcut exerciții la nesfârșit, până când a priceput că asocierea acelor litere îi deschidea în sfârșit calea de comunicare cu ceilalți și crea puntea care îl lega de restul lumii. Când s-a aflat de performanța la care ajunsese, toți cei din jur au fost uluiți, spune fostul lui coleg de școală. A fost un eveniment în școală, într-adevăr, totul lui, uite, Adamescu a început să vorbească. Ce minune i s-a părut fiecare cuvânt învățat și cât de fericit a fost când a înțeles că totul pe lumea asta poartă un nume, chiar și el. Mai ei sunt acolo în fața școlii, îi arată florile și plantele care sunt acolo în grădiniță. Orice lucru trebuie să îi arăți. Dar cel mai greu i-a fost Floricăi Sandu să-l facă să înțeleagă abstractul, tot ceea ce ținea de viață, dar nu putea fi atins și pipăit. Despre moarte, n-au stăiam profesoară, m-a dus la înmormântare, m-a arătat mortul, am seamățit că era răsă, am înțeles în urmă că omul moare.
când îi spuneam ceva care trebuia interpretat umoristic, râdeam eu întâi, așa, și îi transmiteau lui. Și atunci el făcea așa, mai puțin convins, apoi interioriza. Georgeta Damian, fosta educatoare a lui Vasile Adamescu, spune că inteligența lui excepțională l-a ajutat să evolueze atât de spectaculos. La 14 ani, băiatul căruia nu i se dăduse nicio șansă, învățase să vorbească, să scrie, să citească. La 17, era deja în stare să comunice cu oricine, dacă nu era analfabet. Văzătorii îi scriau în palmă în litere latine, nevăzătorii pe degete în braille, iar Florica Sandu îi vorbea într-un limbaj mimicofacial inventat de ea, special pentru Vasile Adamescu. Și într-o zi, Vasile Adamescu a avut revelația propriei sale deveniri. După ce am fost demotezat, mi-am dat seama că am răsit din prezena necunoa stării. Era acum un om luminat și tot mai însetat de cunoaștere. Avansase atât de mult încât atunci, în anii 60, în școala din Cluj a fost înființată o clasă specială doar pentru el și un întreg colectiv de profesori s-a ocupat de evoluția lui. El mergea așa, cam târându-și picioarele, dar a început să facă sport pe bară fixă, ajutat de profesori, și-a corectat foarte mult mersul. Vestea despre acest om extraordinar s-a răspândit prin lume și specialiști din alte țări au început să-l caute pentru a-l supune cercetărilor științifice. Universitatea din Zagreb pregătea un aparat pentru surzi, Suvac se numea, cu care ei să poată auzi. Vasile Adamescu a fost cel mai bun caz pentru ceea ce interesa pe dânsii. Și atunci am plecat împreună. Ce? Ce? Îți amintești cum am lucrat la Zagreb? Am întâlnit ca... Au pornit aparatul care s-a învârtit extraordinar, asemănat cu un antrenament al astronauților. Eu am amețit privindul și când s-a oprit aparatul, l-au întrebat unde este nordul, unde este sudul. El nicio ezitare n-a avut. Pe urmă, eu i-am scris o listă de vreo 15 propoziții, i le-am comunicat la început. Și pe urmă, eu spuneam propoziția. La microfon, bineînțeles, și el, având căștile, imediat îmi spunea propoziția 1 sau 2 sau 3 sau 5 sau 7, o memorare perfectă. Erau uimiți. Au făcut subagun cele din urmă cu datele pe care le-au avut din experimentul acesta. Fiecare limită depășită a însemnat înlocuirea unui vis cu altul și mai mare. Dacă la început își dorise să devină confecționer de perii, mai târziu ajunsese să aspire la lumea artistică. După liceu, a și intrat la Școala Populară de Arte, unde a învățat să sculpteze. Bustul floricat, sanciul pe care l-am făcut în 84. Dar a vrut și mai mult, așa că s-a înscris la Facultatea de Psihopedagogie Specială, la capătul căreia a devenit profesor la Școala de Nevăzători din Cluj. Dânsul repara cărțile stricate sau uzate din școală și, ca să intru în contact cu el, mi-a rupt efectiv abecedarul, am mers la atelierul lui, mi l-a cusut. Abia din următorul an trebuia să lucrăm alături de dânsul la modelaj, așa că toți colegii mei din clasa 1 și-au rupt pe rând abecedarele ca să intre și ei în contact cu domnul Adamescu. În timp, Viorel, care aude bine și vede puțin, i-a devenit interpret. Peste ani și-a întărit convingerea că fostului profesor e unic pe pământ. Nu e departe de adevăr. În lume mai sunt doar 20 de cazuri de demutizare a unor orbi surzi. Dar numai 3 sunt considerați cu totul și cu totul speciali, pentru că și-au pierdut auzul și văzul până în vârsta de 2 ani, înainte de a fi putut acumula informație. Olga Skorodorova din Rusia, Helen Keller America, Vasile Adamescu România,
Domnul Adamescu ar putea fi un subiect de cartea recordilor. Eu, de exemplu, pot să îi scriu 120 de caractere pe minut. Nu asta este performanța, că eu îi pot scrie asta. Ideea este că el și percepe ceea ce îi scriu eu. Aeroport de cafea. Recorduri ar putea fi foarte multe. De exemplu, noi când ne deplasăm iarna pe stradă, eu îi scriu prin mânușă. Și oricât ar fi de groasă mânușa, el înțelege. Și asta mi se pare formidabil. Dacă îl întrebi care e secretul, Vasile Adamescu îți răspunde simplu, că vreme de 60 de ani nu s-a oprit niciodată din aflat. Așa, fără să vadă și fără să audă, a reușit să învețe 5 limbi străine. A ținut morțiș să cunoască lumea și marile ei opere de artă, așa că Viorel l-a dus peste tot. Are o hartă în capa locurilor prin care trece, a clădirilor în care intră, de exemplu, atât la Lisabona, în Portugalia, cât și în Ungaria, la Budapesta, era o stradă foarte, foarte lungă, în capătul căreia era o biserică, la fel poziționată, și el a sesizat treaba asta și imediat mi-a spus. Fiecare detaliu întâlnit e stocat în memoria lui fabuloasă. Recunoaște imediat orice loc, chiar dacă a mai fost acolo o singură dată. Știe orice mică denivelare de stradă și numărul exact de pași către fiecare destinație. Uluitor, știe până și viteza cu care se deplasează vehiculul cu care călătorește. N-are nevoie decât să scoată o mână pe geam. Și experimentează tot ce poate. I-am arătat prin vibrații, punându-i mâinile pe boxe, stilurile de dans. Își duce viața aproape ca orice om, fără deficiențe fizice. Merge singur la cumpărături, citește și joacă șah. Singurul sport, spune, care îi permite să concureze de la egal la egal cu ceilalți. Dar cel mai mult îi place să stea în fața calculatorului, să afle tot ce poate. Astăzi domnul Adamescu poate să comunice pe e-mail, poate intra pe Facebook, de exemplu, să scrie texte în Word. Poate naviga pe Google, poate intra pe portale de știri. Duminică de duminică merge la biserică să-l întâlnească în felul său pe Dumnezeu. Când întreb la biserica, simt mirosul de tămâie. Știu că el are o relație foarte specială cu Dumnezeu, de exemplu. Și întotdeauna m-am întrebat cum se roagă. Eu așa am impresia că el are o relație ca de prieten cu Dumnezeu și vorbește altfel decât noi. Dar n-a vrut să dea detalii despre treaba asta. Poate că el simte altfel prezența lui Dumnezeu, pentru că în viața lui totul e nevăzut și totuși totul există. Asta a învățat el în cei 72 de ani de viață. De aceea nici teamă nu are. Nu mai este frică de moarte, pentru că am încredere în Dumnezeu. După ce o să ajung pe lumea cealaltă, o să văd și dar până atunci continuă să-și lase apăsat amprenta peste tot pe unde trece. Acum 10 ani a simțit că s-a reîntâlnit pe sine. L-a cunoscut pe Rareș. Între cei 1000 de români cu surdocecitate, acest băiețel e singurul caz identic cu cel al lui Vasile Adamescu. Adică să fie totală lipsă de auz și de vedere, fără nici măcar să perceapă lumină sau întuneric. Vasile Adamescu s-a implicat imediat în salvarea lui Rareș, sperând că îl va lumina prin cunoaștere. Avea șanse să ajung ca mâna.
Sălbatic, cum era și el odinioară, Rareș a început prin a-l respinge. Apoi însă, copilul a prins curaj și încredere, lăsându-se docil în mâinile lui, ca să fie modelat după chipul și asemănarea lui Vasile Adamescu. La 7 ani, o operație care nu exista în anii 50-60 i-a redat lui Rareș auzul în urechea stângă. Apoi, copilul a fost preluat de sistem, iar astăzi, la 7 ani după implant și la o vârstă la care Vasile Adamescu deja vorbea, citea și scria, Rareș n-are deloc carte și abia articulează câteva cuvinte simple. Rita! Rita! Zi, hai la mine! Din felul greoi în care evoluează Rareș, se vede și mai bine unicitatea lui Vasile Adamescu. Deși băiatul aude și merge la școală, nu se ridică la nivelul modelului său. A deprins totuși de la el cea mai importantă lecție, că fiecare zi, indiferent cum ți-a fost dată, poate fi un dar, dacă știi să-l primești. Mulțumesc! Dar, crede Vasile Adamescu, Rareș mai are șanse la o viață normală. În timp, va învăța să folosească mai bine auzul. Poate va și vedea, căci în străinătate s-au făcut deja operații reușite de redare a vederii unor orbi din naștere. Pentru supraomul Adamescu însă ar putea fi târziu. Ca să poată înțelege și folosi imaginea și sunetul, creierul are nevoie de timp. Dar asta pe el nu-l întristează deloc. Asta e normal, doresc să văd și să aud. Nu-și mai dorește pentru că în lupta cu destinul, el a câștigat cu ochii închiși. E conștient că a făcut istorie, că în prezent nu mai există nimeni ca el și că probabil nici nu o să mai fie. De aceea și-a și scris memoriile. Niciodată nu s-a simțit mai împlinit, mai fericit, mai împăcat cu el, cu Dumnezeu, cu destinul. Și a vrut să împartă acest sentiment cu toată lumea, dar mai ales cu rudele, vecinii și prietenii rămași în satul natal. De fapt, autobiografia lui e și un tribut adus aproape tuturor celor cu care a interacționat vreodată. Spălătorese, femei de servici, bucătărese, asistente medicale, portari. A vrut să mulțumească întotdeauna persoanelor care l-au ajutat de-a lungul vieții și întotdeauna a avut un respect extraordinar și o iubire. Ca și cum ar veni niște mâini imaginare și ți-ar pipăi inima, de exemplu. Ajuns în sat, ne mai demonstrează odată că e un om cu abilități extraordinare. Din clipa în care atinge pe cineva, știe exact pe cine are în față, indiferent cât timp a trecut de la ultima întâlnire. Du, hai văd acum! M-a cunoscut de după 15 ani. După atâția ani care nu l-am văzut, cum a pus mâna pe mine, m-a cunoscut. Că să-mi era și cei din jur. Dudu e prietenul lui din copilărie, a ajuns pescar și încă nu-i vine să creadă că partenerului său de joacă i se spune acum domn profesor. Nimeni de la noi de aici din sat nu a ajuns să învețe atâta carte și să ajungă așa departe. Pe vremuri, când Vasile Adamescu venea acasă în vacanțe, prin Dudu vedea și auzea, îl plimba adesea cu barca și îi arăta locuri noi. Scriam în palmă unde îl duceam noi și părea bine. Încă de atunci, spune Dudu, Vasile Adamescu știa să caute fericirea în detalii care nouă, de cele mai multe ori, ne scapă. O găsea până și în adieri de vânt sau în căldura razelor de soare la răsărit. Dar astăzi, bucuria îi e alta. A reușit, prin cartea lui, să-i facă și pe alții să înțeleagă puțin lumea și să le arate că viața lui nu e atât de sumbră cum poate și-au imaginat. Ia, ce scrie acolo? Nu mai văd. Noastră, vedeți ce scrie acolo? Nu știu ce citesc. Ia. Bun, căspoară, mersu, cu drag, de la Vasile ca. N-am crezut că o să ajungă la nivelul ăsta. E o stămâie pe lângă el. În sat toți văd asta, deși puțin reușesc să înțeleagă cum de i-a depășit acest om care pe vremuri nu putea face singur nici măcar un pas. Umbla cu mâinile.
Domnianca, mulțumesc. Un câine tot lătră de el, țărmanul, nici un cuvânt nu scotea din gură. Uite ce a ajuns. Un domn mare a ajuns, de nimic. Conduce o țară întreagă, mamă. Nu conduce, dar... Noi vedem, auzim și suntem de nimic. Într-adevăr, în sat sunt mulți care nu au carte și care azi nu-i pot scrie în palmă lui Vasile Adamescu, așa că ridică vocea încercând să se facă auziți. Tantileana lui putere! Vestea că Vasile Adamescu i-a pus pe toți în cartea lui îi măgulește și îi face să se simtă recunoscători. Omul de la care se așteptau cel mai puțin i-a scos și pe ei și satul din anonimat. Invers, mamaie, invers! Așa. Mai rămâne o vreme cu ei, scriindu-le dedicații și povestindu-le atât cât poate frânturi din viața lui. Restul îl vor afla din carte, cât s-a zbătut, cât de mult muncește, cât de mult te iubește și cât de tare urăște să stea degeaba. E un om care nu cunoaște lenea și care nu se plictisește niciodată. Universul lui e mereu plin de fapte și de vise. Își dorește în continuu ceva. Iar astăzi, copleșiți din nou de forța acestui om și de câte a reușit să ne învețe în câteva zile, decidem să-i dăm ceva la schimb. Să împlinim una dintre dorințele nerealizate. Este foarte atras de orice mijloc de transport, dar întotdeauna și-a dorit să zboare cu elicopterul. Acolo sus, în aer, aproape că-i poți ghici gândurile. Fără o lume văzută, înlocuiește imaginația cu informația și probabil acum se gândește la fiecare detaliu tehnic al acestui aparat de zbor care îl fascinează, la viteza vântului, la localitățile și marea peste care zboară, dar peste toate e inundat de fericire că a mai învățat ceva, că memoria lui s-a îmbogățit cu încă o senzație, că povestea vieții lui incredibile va avea acum un capitol nou.